îmi pusesem nădejdea în Domnul. Și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfa, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Doamne, Dumnezeule, și legea Ta este în fundul inimii mele.